Ciao, îmi place să mănânc aici, am ajuns și eu în Oradea și astăzi, în sfârșit, o să fac un clip pe care am vrut să-l fac de mult timp, dar n-am găsit produsele pe care vroiam să le iau. Să filmez cel mai scump clip din Oradea. Da. Să filmez cel mai scump burger din Oradea. Burgerul costă 65 de lei. Până am vrut să fac clipul ăsta, dar n-am găsit burger. Adică probabil cel mai scump burger era undeva la 35, maxim 40 de lei. Deci nu găseam mai scump și nu, am zis că n-are sens să filmez un burger de 35 de lei. Și în sfârșit s-a deschis un nou restaurant. Nu au restaurant fizic, adică fac numai livrări, nu poți merge la ei, nu poți ridica comenzi de la ei, nici nu știu unde e sediul lor sau bucătăria unde fac burgerii. Da, hai că vi-l arat. Bun, deci restaurantul e Bovary asta. Și o să-mi iau burgerul ăsta de Mad Burger, 65 de lei. L-am băgat în coș, costă 67 de lei că mi-am adăugat și un sos Bovary la 2 lei. Hai că plasez comanda și așteptăm să vină. Bă, ăștia de la Bovary, confirmați-mi odată comanda, mă, că e 651 deja. Tot aștept, cred că de 5 minute. 209, hui, peste o oră. Mă, bun, hai să vedem cum a fi. Vine. Hai să vedem cel mai scump burger. A început ploaia mai înainte, dar nu s-a oprit, e perfect. Oaia astea sunt încălzite, nu prea-mi place. Stai că o bag un picuț, câteva minute în congelator. Sosul lor, Bovary. Uai, ce mare este. Scoate. Incredibil. Cine? Stai să vi arăt. Hai că îl desfacem împreună. Cum e? Stai să vi-l arăt acum. Cine? Ce că e dublu burger, dublu hamburger, dublu cheeseburger. Nu știu cum să-l prind, mă. Nu știu ce asta, sos cu ce. Hai să venim. Un fel de muștar cu, nu știu, cu brânză sau maioneză. În fine, hai să încercăm să scoatem cumva. Hai să mă pot prinde așa ca. Stați un pic, o să pun camera. Fiți atenți aici. Hai să vi-l arăt așa. Ce ziceți? Cum vi se pare? Hai că-l vedem imediat. Hai, tăte. Multe sosuri. Bun, hai să vedem prima bucătură cum e. Să vedem. Hai să scoatem și doza e de la congelator. Foarte puțin. Nu dacă ar fi, dacă îl balansăm un picuț. E ok. Se balansează un picuț, dar se stabilizează după aia. Dacă se ducea pe contrabalans, mă temeam că îl pierde. Asta e ok. Dacă era cola mai bun decât burgerul, practic, se dădea balanța peste cap, că intra pe contrabalans și ceau. Dar e ok, că se stabilizează și totul cum trebuie să fie. Hai să vă arăt mai îndeaproape. Vedeți acolo e ala ni baconul. Uitați-vă la cărniță, e de asta făinuță. E așa moale oaia. Și mi-aduce parcă un picuț aminte de McDonald's, nu știu de ce.
E carnea de asta așa fragedă mai. Dar burgerul e chiar bun, deci nu am ce comenta. Și se simte brânza cheddar. Hai să mai continuăm. Hai să încercăm și sosul. De fapt, ăsta cred că... Au, uai, ce-am dat cu capul ăsta. E asta ni de la hotă. Acini. Și de multe ori când mânc și vreau să mă duc către mâncare, te dau cu capul așa. Hai să încercăm sosul ăsta. Mai e bun, nu-mi dau seama exact ce e. Nu, am dat pe mine. Bă, nu știu ce am astăzi. Nu știu, îmi tăt nerăbdător că vreau să mânc de mâncă. Ce baia, mă. Hai să băgăm. Gata, nu mai zic nimic, nu mai explic nimic, nu mă bag. Mmm, 3 bucăți de carne are. Wow. Și de ce mi-aduceam chemă? Mi-am dat seama. De dublu cheeseburgerul de la Mac, dar ăsta e mult mai mare. 3 are. Uai. Mai are salată verde. Vedeți 3 straturi acolo. 3 bucăți de carne, adică nu 3 straturi. Da. Dacă scoatem sulițele astea, nici nu prea-mi plac. Rup din țeală. Mai văd și roșii. Nu se mai vine, poate mai vine în chestii. Nu știu exact. Vine, hai să mai băgăm. Da, deci pe ăsta ori îl mâncați cu furculița și cuțitul, ori vă luați șervețele călme. Parcă simt și ceva ceapă sau usturoi, dar așa puțin, mă. Mâine cred că-mi iau un burger de la mai mic de la ei. Numai să văd ce gust are un burger de ăsta mai normal. Și bacon nu-i bun, nu-i de la ori uscat, ori prea afumat, ori prea serat, ori prea nu știu cum. Hai că mai băgăm încă un picuț, că azi am mai băgat un meniu zile și nu prea îmi te vine să bag, am dar... Marișor. E usturoi, exact, am l-am simțit. Un picuț de usturoi. Numai, sosul ăsta, un picuț poate de muștar cu, nu știu, maioneză. Hai că mai bag încă o dată și gata. Ma bune, hai să dăm verdictul. Burgerul e pe ăsta medie, n-am ce zice. Carnea e așa faină, deci dacă muști din burger, nu chechem că nu poți mușca din el sau din alea. Deci totul e moale, n-are gusturi ciudate. Sosurile sunt bune, se simte un picuț de usturoi, dar foarte puțin așa pe aici pe acolo. Sosul e bun, poți zice că l-aș mai comanda și burgerul ăsta. Am ăsta exact, poate nu l-aș mai comanda că e destul de scump și destul de mare. Ați văzut, de balansat se balansează ok, se stabilizează. Nu se dă peste cap. Am un cartofi nu-s făcut de ei, un cartofi de aia. Cum găsești peste tot. Și atunci probabil mai comandăm mâine un burger. Nu știu, o să mă uit dacă au ceva cu ciuperci. Aș vrea să bag un burger de la cu ciuperci, că tot timpul îmi plac ciupercile în burger. Și vedem atunci mâine, mai comandăm un burger de la Irma ca să văd cum e unul de la simplu mai micuț. Și după aia poate mai comandăm de la un alt restaurant sau o să mă uit eu pe internet, am dacă s-au mai deschis restaurante sau burgerii noi în Oradea și mai comandăm și de la ei și apoi cam atât a fi. No, ne auzim mâine atunci. No, bun, o nouă zi, un nou burger. Azi o să comand un burger cu ciuperci, îi zice mushroom burger, hai să vi-l arăt. Dată de la Bavary, asta la 27 de lei, total cu transport 31. Bun, hai că-l comandăm. Vine. Ce-ai mii? Așa că scot cola una aici. Mă chem că e cald. Dar îmi băgăm un picuț în congelator. Mi-am luat amul cu cartofi de ăștia țărănești. Ce ziceți? A fi bun?
Hai să-l băgăm. Hai să vinem unde să ciupercuțele alea. Ia ce sopeică mare. Ce? Na bun. Hai să vedem. Mai am un picus, mă. Na bune, hai să dăm verdictul. Burgerul sare un picus de peste medie. Mă așteptam să-mi placă mai mult ăsta decât ăla de ieri, dar parcă îmi place mai mult ăla de ieri. Bine, am o pălă de ieri, sigur nu-l mai comand că e destul de scump, dar poate data viitoare o să mă duc pe, nu știu, varianta unui burger mai clasic, cheeseburger din asta. Mâine probabil o să mai comand de la o altă burgerie, atât așa s-o deschis numai online, numai livrări, n-au restaurant, n-au nimica. Ok, ce mi-a plăcut la ăsta? Carnea mi se pare destul de bună și sosul ăla a lor. Mi se pare destul de ok. Ce nu prea îmi place e faptul că sunt o grămadă de sosuri, îți pun sosuri peste cartofi și burgerul arată așa, zici că înoată într-o mare de sosuri. Acum nu știu, eventual se spune sosul pe lângă cartofi, dar nu, după cum vedeți arată, zici că, nu știu, am împrăștiat sosuri cu morișca pe aici. Și atunci probabil ne auzim mâine cu un nou burger de la un alt restaurant, un restaurant nou în Oradea. Na bun, un nou burger, o nouă zi, un nou burger și am mai găsit un burger scump la 43 de lei. E tot așa un restaurant ce nu mă livrează, n-are locație fizică, nu-l găsești nicăieri pe Google, numai pe Foodpanda și hai să vi-l arat. Ui, ne. Îi zice Burger Meister și mi-am comandat burgerul ăsta, Monster Burger, la 43 de lei. Și mi-am mai luat și niște crep cu ciocolată. Speram să nu fie, nu știu, ciocolată, dar e ieftină de la Kaufland. 2 lei porcanul, știți de care zic. La Monster Burger mi-am mai adăugat niște cartofi și un sos și în total o să fie 54 și totalul 68 de lei. Hai că comandăm și așteptăm. Vine. Hai să vedem crepesurile, dacă nu-s cu Nutella, oai. Stai sus. Ce e aici? Ah, burgerul ăla. Cum e asta? Oh, universul. Hai de viață. Seamănă cu aia de la Foodbox, dar nu știu dacă. Mama mia, asta e dita mai. Ne. Hai să vi-l arăt mai calm. Aici cred că screpă sub. A, nu cred că e Nutella. Las cum vedea. Bă, asta e chiar mare, bom. Bine, am și multă pita. Stai să vă arăt. Sosul nu știu ce. M-a filmat. Bă, dar mi-am pus sos de usturoi. Sos garlic și mi-au trimis altul. Nu. Mă gândeam eu ce sos este. Hai să-l vedeți mai îndeaproape așa. Chifla cred că e făcută de ei. Tem așa pe stratul. Mai tăi în părcine. Mare, nu. Ni. Sosurile sunt destul de bune. Îmi place care ceapă. De timp îmi place în burgere. De tăiat se taie foarte ușor, deci nu te chinui cu el, ni. Așa trece cuțitul pe el ca pe-n pita.
Da, bun, hai să le balansăm un pic, să vedem cum e. Deci de balansat se balansează ușurel la început, dar după aia se stabilizează. Deci e ok. Dacă se dădea peste cap era nașpa. Înseamnă că e mai bun colau decât burgerul. Deci un picuț trece granița la peste media. Îmi aduce aminte cum am zis de restaurantul ăla, Food Box. Dar nu știu dacă zi ei și și-au schimbat numai denumirea, dar... Deci, da, mă, burgerul nu-i incredibil de bun, nu-i nu știu ce, e bun, trece un picuț granița, dar numai un picuț, câțiva metri. Hai să trecem la crepe. Crepe așa. Și de asta. De la pe la mediu. Nu zic, se putea și mai rău, dar... Borcan de la, de la Carrefour, la 4-5 lei. Știți de care zic? Hai că bag o înghețată. Mai am una, eventual, o las pe mai de seară. Nu, 6. 6 de astea mai mari. Cred că mai am încă 3-4. Ce, numai 2? Bă, înseamnă că 4 am mâncat aseară. Hui. Hai că una o bag înapoi. Hai că nu mă borat. Apoi încheiem. De asta, micuță. E simplă, e mică. Nu, păi cam atât a fost pe ziua de astăzi și pe zilele trecute cu burgeri ăștia mai scumpi. Burgerii sunt destul de buni. Îmi place că mai apar așa burgerii în Oradea. Posibil să fac un clip și cu restaurante noi din Oradea. Cam asta este pe ziua de astăzi și atunci tot ce am mâncat poate ce colunecat și atunci ne auzim data viitoare.